Viitorul președinte al României, domnul Crin Antonescu! Bună seara! Bună seara, dragi prieteni din Breaza! Trei cuvinte! Costin Răzvan Bălășescu! Trei litere! U-S-L! Primul obiectiv al bătăliei! Jos PDL, jos Băsescu! Obiectiv mai greu, la care noi, cei care în fața dumneavoastră ne angajăm ca singura speranță a României, al doilea obiectiv este ca această țară cu Prahova, cu Breaza, să fie așezată la locul ei. Al doilea obiectiv este ca fiecare om din această țară să aibă șansa la o viață demnă într-o comunitate prosperă și demnă. Aveți în fața dumneavoastră oameni cu care faceți primul pas. Mircea Cosma pentru Prahova! Ea este mult mai mult! Astăzi, Uniunea Social-Liberală înseamnă armata pentru eliberarea deplină a României. Astăzi, Uniunea Social-Liberală e puternică. Astăzi, oamenii lui Traian Băsescu, oamenii Roberte Anastase, a Elenei Udrea, s-au speriat. Sunt speriați că Uniunea Social-Liberală, după toate sondajele și după pulsul oamenilor, va câștiga zdrobitor alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. Este un adversar care are de mulți bani, banii pe care i-au strâns tăind pensiile, mărindu-vă TVA-ul, banii sunt la ei pentru propagandă, pentru clientela lor, pentru pomana electorală. La ei mai e o armă neînchipuit de puternică. Nu am văzut niciodată, deși trăiesc printre politicieni de aproape 20 de ani, n-am văzut niciodată atâta tupeu și nerușinare. Și asta este o armă. Dar noi avem armele noastre. Noi suntem cu adevărat puternici. Pentru că suntem mulți. Pentru că nu ne-au speriat. Pentru că PDL, oamenii lui Băsescu, dau tircoale!